Mai avem invitați pentru dumneavoastră, mai avem voci care să dea mai departe din ceea ce noi am încercat să vă propunem prin imaginile pe care le-am surprins de la aceste celebrări sau prin descrierile pe care noi le făceam înainte sau după fiecare celebrare. A amintit și părintele rector al sanctuarului, părintele Anton Mărândescu, de acele brațe întinse în aceste două zile, fără de care această sărbătoare nu ar fi fost la fel. Și s-a referit, bineînțeles, și la voluntarii noștri, la tinerii care s-au ridicat de pe canapea, așa cum îi îndeamnă Sfântul Părinte Papa Francisc, și au spus și anul acesta, chiar și în timpul pandemiei, pot da o mână de ajutor, pot face ca celebrările de la Cacica să se desfășoare cât mai bine, conform noilor reguli, bineînțeles, impuse de pandemia în care ne aflăm. Și mi-am dorit să avem la microfonul RCS Media și vocea unui tânăr, unui voluntar. De aceea mă bucur să-l salut alături de noi pe Andrei Ailenei, voluntar nu știu de când la Cacica, dar cu siguranță de mult timp. Lăudați fi Iisus, bun venit! În vecea mea, bună tuturor, bine v-am găsit! Voluntar din 2006, cu o mică pauză, cred că în 2 ani nu am reușit să ajung, eram pe la Sibiu pe atunci. Am simțit nevoia ca experiența pe care am acumulat în acești ani, din 2006 până acum, să o fructific cumva. Să nu fie doar pentru mine, să fiu undeva în colțișorul meu doar pentru mine. Și pe cât posibil am încercat să coordonez echipa de băieți, mai ales atunci când aveam la procesiuni de cărat icoana sau statuile. Am încercat pe cât posibil să mai plec cât mai mult. Dar nu ți-a fost teamă, nu știu, mai tăi părinți sau prieteni nu ți-au spus la astfel de celebrări vine poate foarte multă lume, există pericol, nu știu, peste tot se vorbește despre această teamă și despre aceste pericole. Ce te-a făcut totuși, chiar și anul acesta, un an mai deosebit, să spui, da, eu vreau să vin, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că știu că dacă respect toate regulile, reușim și împreună putem să facem ca aceste celebrări să decurgă cât mai bine. Într-adevăr, chiar astăzi un prieten, când a aflat unde sunt, a rămas impresionat, surprins. Cum de te-ai dus acolo cu atâta lume? Dar, sincer, nu mi-a fost teamă în niciun moment de așa ceva. În primul rând, pentru că am respectat întru totul distanțarea fizică și măsurile de igienă. Deci toți voluntarii am avut tot timpul măști și ne dezinfectam. Se și vede de altfel. Da, l-am rugat doar acum să se poată auzi. Iar al doilea aspect e faptul că am simțit chemarea aceasta a Maicii Domnului. Practic, chiar nu puteam să lipsesc de aici. Adică dacă chiar nu puteam să mă implic ca voluntar, cumva tot veneam într-un colțișor îndepărtat și tot stăteam. Câți ani aveai când ai venit prima dată ca voluntar? Aveam 15-16 ani. N-aș spune marchează, pentru că de obicei are un sens peiorativ, dar pune o amprentă în formarea ta viitoare, ca tânăr, ca adult, iată, ca laic în biserică, o astfel de experiență la 15 ani, pentru că de cele mai multe ori spunem, da, nu le trebuie să le cerem prea mult adolescenților, pentru că ei încă nu au o credință puternică, încă nu știu cam cu ce se mănâncă. Poți să dai mărturie că nu e așa, că încă de la astfel de vârste, astfel de experiențe te ajută ca și mai apoi să spui da, uite, și la vârsta aceasta spun da, pentru că încă de atunci am simțit ocrotirea Mariei? Poate că atunci, la 14-15 ani, poate nu ești conștient de astfel de beneficii până la urmă, care vin indirect, dar eu chiar am simțit că implicarea ca și voluntar m-a ajutat să lucrez la dezvoltarea mea personală. În primul rând, în ceea ce privește lucrul în echipă, spiritul de sacrificiu, pur și simplu interacțiunea cu oameni, intri în contact cu multe persoane noi, îți faci mulți prieteni, devii mai sociabil, mai comunicativ și cumva implicându-te, prins mai multă experiență în tine și pe viitor, când ai de luat poate niște decizii, le abordezi cu un pic mai multă maturitate având acest background.
Cu siguranță a fi voluntar îți fură așa din multe dintre trăirile pe care un pelerin obișnuit le poate avea aici la Cacica, tocmai pentru că poate nu ești întru totul transpus în celebrarea respectivă, pentru că trebuie să fii atent la anumite detalii și este normal, se oferă ca jertfă toată această trăire și dăruire. Cu toate acestea, ținând cont de celebrările la care ai participat anul acesta, cu ce gânduri te întorci acasă, cu ce intenții poate sau cu ce momente care ți-au rămas mai mult la inimă de la pelerinajul de anul acesta? Așa, ca o mică introducere, sanctuarul Cacica în perioada hramului, aceste trei zile, reprezintă pentru mine un fel de oază de spiritualitate, pentru că cumva ne pierdem în haosul ăsta cotidian, aceste activități, această gălăgie, tot timpul suntem pe drumuri agitați și grăbiți. E, vii aici și îți încarci un pic bateriile. Cu ce mă întorc? Mă întorc cumva cu speranța că o să încerc ca această stare pe care am dobândit-o aici să o păstrez cât mai multe zile, pentru că e o stare de pace, mult mai intensă decât în alte momente, să zicem, poate chiar și față de Crăciun sau de Paști sau de sărbători foarte importante. Pentru că aici sunt foarte mulți oameni și când îi vezi toată lumea cum se roagă, cum meditează, cumva îți induce această stare. Și apropo de ce spuneai de faptul că poate în anumite momente mai importante, când noi ca voluntari suntem implicați și trebuie să fim atenți la ceea ce facem, la ceea ce urmează, poate nu simțim la fel, oricum e altă simțire prin acel sentiment de slujire, de implicare, de a fi util, dar având în vedere că este mult timp dedicat aici, 3 zile, găsești și anumite portițe în care să rămâi singur, să te duci în biserică, să faci un rozariu sau o rugăciune personală sau mai ales seara, chiar dacă ești obosit după toate activitățile zilnice, tot simți nevoia să stai un pic doar tu cu tine și tu cu Maicuța Domnului și cu Dumnezeu și să ai un mic monolog. De fapt, chiar un dialog, aș putea spune, cu Maicuța Domnului și prin ea cu Dumnezeu. Deci se pot găsi și astfel de momente, chiar dacă ești implicat în toate aceste activități. Le spunem celor care ne urmăresc că voluntarii acum nu stau degeaba, nu s-au dus nici la masă, nu s-au dus nici la mașini ca să se întoarcă acasă sau la gară pentru a lua trenul spre casele lor. Voluntarii încă muncesc și tocmai de aceea cu siguranță și Andrei se pregătește să dea o mână de ajutor în continuare pentru a aranja tot ceea ce vedeți aici, așa cum era acum 3 zile sau 4 zile, înainte de eveniment, și a lăsat totul, să spunem, în aceeași ordine și în același mod cum l-au găsit. Tocmai de aceea îți mulțumim pentru gândul tău, pentru slujirea ta și cumva mulțumindu-ți ție, le mulțumim tuturor voluntarilor care au făcut ca această sărbătoare să fie atât de frumoasă și îți dorim să rămâi cu această pace cât mai mult și într-adevăr în momentele mai grele pe care poate le vei întâmpina în anul care vine până te vei întoarce la Cacica, să-ți amintești de aceste zile, de aceste zile de liniște. Mulțumesc pentru invitație, așa o să încerc. Mulțumim și noi, iată a fost alături de noi Andreea Ilenei, unul dintre voluntarii care au dat o mână de ajutor puternică la tot ceea ce a însemnat bunul mers al sărbătorii Adormirea Maicii Domnului de aici, de la Cacica. Voluntari și tineri, cărora li s-a adresat și părintele predicator, părintele Iosif Antili, în mod deosebit la Sfânta Liturghie de aseară, de la ora 18, Sfânta Liturghie cu tineri, seminariștii și persoanele consacrate, când a vorbit despre vocație, când a vorbit despre chemare și când le-a spus să simtă că ei fac parte din planul lui Dumnezeu și fiecare dintre noi avem și trebuie să regăsim acel plan pe care Domnul îl are cu noi și l-a avut cu noi încă de la început, încă din veșnicie, să găsim sensul acestui plan și bineînțeles să facem astfel încât să ducem la îndeplinire planul Domnului cu noi.